veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Haideți, iubiți frați și surori, să luăm Sfânta Carte și să deschidem la Evanghelia după Matei, acolo unde a rămas cu pasajul nostru biblic din Predica de pe Munte, la versetul 7. Scrie aici: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci orice cine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, se dea o piatră? Sau dacă cere un pește, se dea un șarpe? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Amin. Vreau să discutăm împreună despre stăruință. A stărui înseamnă a te ruga insistent, a repeta o lucrare sau a persevera într-o acțiune, până când este izbândă și rezolvare, până se finalizează, până la desăvârșire. Așa am citit în pasajul acesta. Oricine insistă, cere, caută sau bate, până la urmă se rezolvă lucrarea. Și din paginile Scripturii înțelegem că Dumnezeu este Cel care răspunde la stăruința oamenilor și răsplătește această stăruință. Descris, vă rog, la Romani capitolul 2, El nu este indiferent față de insistența noastră într-o lucrare. Însă, de asemenea, Dumnezeu care este drept, se uită și la stăruința în rău și acționează în consecință. Scrie aici, în Roman 2, de la versetul 7, și anume va da viața veșnică celor ce, prin stăruința în bine. Deci nu doar să faci binele așa în mod sporadic, stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce duc de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire, adică celor ce stăruiesc în rău. Acestea fiind spuse, vreau să trecem la prima parte a lecției noastre, și anume domenii ale stăruinței. Într-o primă parte vom analiza stăruința în bine și apoi două aspecte despre stăruința în rău. La stăruința în bine am notat 5 domenii ale stăruinței. 5 capitole la care este indicat ca oamenii să stăruie în diferite lucrări bune. În Galateni capitolul 3 scrie despre cei din Vechiul Testament că ei trebuiau să stăruiască în acea lege dată de Dumnezeu lor prin îngeri și prin Moise. Galateni 3:10. Căci toți ce se bizuiesc pe fapte legii sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în carte legii ca să le facă. Deci legea pentru evrei a fost dată nu doar să o aibă așa ca o recomandare și ca o cunoștință. Era sub blestem cine nu stăruia în lucrurile legii. Acum în Noul Testament lucrurile s-au schimbat ca și lege, dar stăruința trebuie să rămână. Deschideți, vă rog, la Fapte 13. Dacă ei au fost siliți într-un fel să stăruiască niște lucruri care nu le puteau atinge în înălțimea lor adevărat, cu cât mai mult trebuie să stăruim noi niște lucruri care pot fi realizate. Spune 13:43. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, după finalul bisericii, mulți din iudei și din proseliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care nu sunt evlavioși. Nu le prea arde de cele sfinte nici până stau la biserică sau pleacă mai repede, care se vlaveau și după aia, tot după predicator se duc și tot cu ei au treabă. Stăteau de vorbă cu ei, Pavel și Barnaba, și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Deci nou legământ este o stăruință în harul lui Dumnezeu. Și noi suntem avantajați. Dacă îți minteai ceva, puteai să stărui doar în celelalte. Dar harul se rea cumva de la punctul unde ai fost greșit și poți din nou să stărui în această lucrare. Și 14:22. Pavel, după ce a fost împroșcat cu pietre, n-a abandonat lucrarea și nici nu i-a provocat pe alții să se lase pe gubaș. Și spune aici, întărind sufletele ucenicilor, el îndemna să stăruie în credință. Deci, în Noul Testament avem o stăruință în harul lui Dumnezeu și în credință. Și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. În toate aceste împrejurări trebuiește stăruință. Și acum cele 5 domenii ale stăruinței. Primul dintre ele, stăruința în studierea, propovăduirea și împlinirea cuvântului. Citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, asta a fost prima pe listă în stăruința bisericii, 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Nu ni se dă aici detalii cum. Eu îmi imaginez oarecum, dacă în fiecare zi erau nelipsiți de la biserică și spune versetul următor, cu multe alte cuvinte. Deci, precum cei din Fapte 13, insistau de apostoli să le spună cum stau lucrurile, să le propovăduiască, să le adeverească, să le tălmăcească Scripturile. Și apostolii au înțeles și ei această lucrare, citim în Fapte 6:4, iar noi vom stărui necurmat
în rugăciune și ceea ce vorbim noi, și în propovăduirea cuvântului. Deschidem și la Iacov capitolul 1. Aici este o învățătură pentru cei care vin la biserică și sunt învățați oamenii cum să stăruiască în cuvânt, pe lângă faptul că se aude la biserică. Aici este un aspect, 23, dacă cineva ascultă cuvântul și nu îl împlinește, nu-i în regulă. Și după ce s-a privit, pleacă. Deci după ce pleacă omul de la adunare, ce înseamnă stăruința în cuvânt? Versetul 25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, deci nu doar în legea veche testamentală stăruim, ci în această slobozenie, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, adică și ce a învățat la adunare și ce a reținut să piardă, ci ca un împlinitor cu fapta. Și când vrei să faci un lucru, vorbim despre o rețetă sau o lucrare care ai văzut-o undeva, mai iei și cartea tehnică, ori acasă mai reiei odată, că vrei neapărat să ai izbândă. O stăruință în studierea, provăduirea și împlinirea cuvântului cu fapta. 2 Timotei capitolul 4, de asemenea, putem să amintim, se referă la vremea noastră de acum, propovăduiește cuvântul, spune Pavel la Timotei, și aceasta aș aminti în mod special și pentru tineri, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Adică potrivit orarului sau în afara orarului, când ai vreme și când socotești că n-ai vreme. Și spune cum să provdească și ce să facă, versetul 3, că își va veni vremea când oamenii nu vor prea avea plăcere pentru cuvânt, dar noi trebuie să știm că în aceste lucrări trebuie stăruit. Și mai amintim din Ezra 7, e foarte frumos acel verset, versetul 10, ce și-a pus de plan omul acesta. Și aș vrea, fiind vorba de stăruință, să ne notăm undeva în mintea noastră lucrul acesta, ca și Ezra. 7:10. Căci Ezra spusese inima, trebuie să ne-o disciplinăm, să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Doamne, ajută-ne și nouă. Amin. A doua stăruință, stăruința în rugăciune. A spus Domnul Hristos în Evanghelia după Luca, capitolul 18, el care a petrecut parte importantă din ceea ce alții și-ar fi rezervat pentru somn, poate, sau pentru alte lucruri, în rugăciune, i-a învățat pe ucenici, le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie, este un imperativ, să se roage necurmat și să nu se lase. Și ce frumos că în Fapte 2, când am citit, ucenicii au reținut lecția aceasta și au pus în aplicare. Să se roage necurmat și să nu se lase. Amintim și din Efeseni 6, îndemnul apostolului Pavel către cei din Efes, versetul 18, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, deci în privința rugăciunii, cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Pe linia rugăciunii trebuie o insistență. Și poate ați văzut uneori, rugăciunea noastră se domolește așa. Și la rugăciune, și la cuvânt, trebuie să te îmbărbătezi din nou, să te aprofundezi și iar să te pui, că aceasta înseamnă să te rogi și să nu te lași când îți vine să te lași. Aici mai amintesc, fără să citim, de acea femeie din Luca 2 cu 37, Ana, care așa se învățase cu stăruința de devenise aceasta felul ei de viață. Pentru ea, viața era o stăruință în rugăciune. Și ne-a propovăduit despre Iisus când a vestit oamenilor despre Iisus când a venit acolo. O a treia lucrare, domeniul stăruinței, stăruința sau râvna în lucrurile Duhului. Domnul Iisus a învățat în Luca 11, versetul 13, că lucrarea aceasta Duhului Sfânt se primește prin stăruință și râvnă și se întreține cu stăruință și râvnă. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bunii copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Dacă ți l-a dat prima dată când ai cerut, treci la mulțumire, că și în asta scrie în Coloseni 4:2 că trebuie stăruit. Dar dacă nu ți l-a dat prima dată potrivit principiului stăruinței, cere a doua oară, trei oară, până Dumnezeu care este în ceruri se îndură și lucrează. Deci începând cu primirea, amintim apoi din Roman 12, unde ni se vorbește la modul general, versetul 11, în sârguință fiți fără preget, nu mai zăboviți, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, faceți din această lucrare o slujire pentru Domnul. Și mai putem aminti din 1 Corinteni, capitolul 14, unde se vorbește expre despre darurile Duhului Sfânt, versetul 1, urmăriți dragostea, punctul care l-am amintit noi întâi, împlinirea cuvântului. Umblați și după darurile duhovnicești. Degeaba ar încerca cineva să spună, trebuie să stăruim doar în trăire. Stăruința e și în lucrările Duhului, dar mai ales să prorociți și întoarcem pagina la versetul 12, tot așa și voi. Doamne, ajută-ne și pe noi, fiindcă râvniți după darurile duhovnicești, să căutați, ce spunea Domnul, cine caută, găsește, să căutați să le aveți din belșug, să fie o abundență.
de daruri în vederea zidirii sufletești a bisericii. Și dacă și la cuvânt și la rugăciune am amintit câte un exemplu, hai să amintim și așa ceva. În 1 Petru 1:10 spune despre prorocii Vechiului Testament că au făcut din venirea Domnului, din mesajele profetice despre viitor, ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Asta a fost pentru ei stăruința lor de o viață. Se vadă în ce vreme și în ce împrejurări vestea Duhului Hristos care era ei lucrările de viitor pentru Noul Testament. Un al patrulea domeniu, stăruința în legătura și grija frățească. Ne întoarcem din nou la Fapte 2:42 și vom găsi aici că pe lângă cuvânt și rugăciune se mai stăruia în legătura frățească și în frângerea pâinii. Eu le-am îmbinat, socotind că se leagă, sunt foarte aproape una de alta. Atunci când cauți pe cineva cu drag, nu cauți numai să-l întâlnești, să vezi dacă n-a murit. Îl cauți și cu gând sincer, să vezi ce probleme are sufletești, materiale, trupești. O legătură între frați și legătura aceasta se cuprinde și problemele lor pământești, că încă sunt frații și surorile în carne și oase, în lumea aceasta terestră. Amintim și din Evrei, capitolul 13, unde este un îndemn pe linia stăruirii în legătura aceasta. Versetul 1. Stăruiți în dragostea frățească. Stăruiți. Că uneori așa ne vine, asta de la noi, și alteori ne parvine de la alții, o idee că fratele ăla poate n-ar merita sau că ăla ar avea ceva cu mine. Dați la o parte piedicile care vi se par. Stăruiți în dragostea frățească. Și uitați și versetul 2 și 3. Să nu dați uitării primirea de oaspeți. Unii poate au uitat de când n-au mai primit pe cineva. Căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte cei ce sunt în lanturi sau spun eu la spital, ca și cum ar fi și voi legați de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Deci încă trăim aici și nevoie, nu doar la nivel de duh. Ca așa putem avea noi legătură unul aici și unul în alt continent. Dar trebuie să avem și o legătură în trup și una materială a pâinii noastre, cea de toate zilele, să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Să amintim și aici ce spunea Domnul în Luca 11, cu această stăruință, versetul 5, că a venit la unul un prieten și era seara târziu și n-a avut ce să-i pună să mănânce. Mă gândesc că dacă era târziu, el mâncase, că dacă nu mâncase, se ducea el mai repede la prietenul lui să ceară pâine. Dar și-a dat seama că nu i-a indicat fratele lui să doarmă flămând. Și a spus, te rog, prietene, mai am un prieten, ce rezultă de aici? Că omul acesta trăia într-o legătură. Avea un prieten bogat la ora aia și încă unul sărac. Și știți, unii n-au case lor să le vândă, dar fac intermediere. Și o ia de la unul și o vinde la altul și să alege și el cu ceva. Hai să facem și noi un fel de intermediere uneori. Nu ne alegem cu comision, nu să ne alegem cu răsplată. Să faci serviciu acesta, să ai un prieten care are și unul care n-are. Și să-i împași pe ăștia doi, că poate ei nu se cunosc. O legătură unii cu alții. Putem să amintim chiar un exemplu pe linia aceasta. Pavel și cu ai lui spune în 2 Corinteni 8:4 că au făcut legătura dintre cei din Macedonia și cei din Ierusalim. Cei din Macedonia erau sărași, dar se pare că tot mai era ceva în sud-estul continentului nostru, da? Cei din Țara Sfântă erau mai cu probleme. Și atunci ei au făcut legătura aceasta și chiar au făcut transportul acesta de ajutoare către cei din Țara Sfântă. Și ultimul domeniu al stăruinței, care l-am amintit acum, nu neapărat că nu mai sunt și altele, stăruința în educația spirituală a copiilor noștri. 1 Timotei 2:15. Uneori am auzit spunându-se așa, familii numeroase cu copii mai mulți, de primii copii s-au ocupat mai mult și ultimii, poate și pe motivul că n-au mai putut ei, că au avut mai multe probleme, dar iar ar fi trebuit să fie avantajul că mai pot face parte din lucruri, chiar materiale sau de educație cei mai mari, dar se pare că cei mai mici au rămas mai neglijați în privința educației spirituale și parte din lucrare se datorează oboselii instaurate pe parcursul anilor. Și atunci spune aici, 2:15, totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii și acum apare problema care ne interesează pe noi. Dacă stăruiesc, evident că nu-i scutit soțul. Dacă stăruiesc în smerenie, în credință, în dragoste, în sfințenie, deci în lucrurile sfinte și lucrurile referitoare la biserică, o stăruință pe linia aceasta. Că vorbeam noi într-o duminică, nu se întipărește așa de repede în mintea copiilor noștri lecțiile sfinte. Până le tipărim, mai slab tiparul ăsta. Măcar că are un alt efect decât o tipografie fizic vorbind. Dar trebuie să stăruim pe linia aceasta a educației copilor noștri. Deci citim și în Deuteronom 6, îndemnul pentru cei din Vechiul Testament, 6:7-8, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să le vorbești de ele când vei fi acasă, să stăruiești, când vei pleca în călătorie. Deci chiar dacă mai merg copiii acum undeva la țară, și acolo trebuie să stăruim. Când te vei culca, deși când ești obosit, și când te vei scula, să-ți fie asta ca o primă de lednicire. Să stărui în a fi educați copiii noștri
Să ne ajute Domnul la aceasta. Descrieți la Eclesiastul 8. Măcar că sunt atâtea domenii în care ar trebui să stăruim în bine, unii n-au aflat încă nici cum se face binele, că spune prorocul Ieremia că unii nu știu să-l facă încă, că s-au prea învățat să facă răul. Și spune aici versetul 3, nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea. Se întâmplă unor oameni să facă rău, din neștiință, din nepricepere, dintr-o ispită, așa, să răsplătească rău cu rău. Dar dacă te-a prins rău și te-ai scăpat și l-ai făcut, nu stărâi în lucru rău. Dacă un om mare se stropește cu noroi, păi imediat se duce și se spală, sau dacă vede că trebuie să usuce, să iasă cu perea, vede-l. Dar un copil, sunt unii copii nepricepuți care după ce s-a murdărit puțin în baltă, așa îi place și atunci stăruie să meargă prin baltă până gata strada. Și se întâmplă unirea asta în lucrurile spirituale, în dreptul nostru. Oameni care stăruie în rău. Și spune tot aici în Eclesiastul 8, versetul 12, totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori rău, ce sunt în stare oamenii să facă? De 100 de ori rău și stăruiește multă vreme în el. Eu știu că fericirea e pentru ce zice Domnul și au frică de el, dar uite că Dumnezeu îi lasă uneori să stăruiască în rău, dar îi îndeamnă totuși să se oprească de la așa ceva. Deschide la judecător 2, vom întâlni aici poporul Israel care stăruia în rău, măcar că era îndemnat să stăruiască în bine și au căzut sub incidența blestemului, stăruind în rău. Judecător 2 cu 19. Dar după moartea judecătorului, când s-a ridicat tot câte unul, se stricau din nou, mai mult decât părinții lor, ducându-se după alți Dumnezei care să le slujească, să se închidă înaintea lor și stăruiau în această purtare și împietrire. Ieremia 8 cu 4. Așa vorbește Domnul. Cine cade și nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși? Pentru ce dar poporul acesta a Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri și stăruiesc în înșelătorie și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu? Dar ce e mai grav, mult mai grav decât a stărui rău și de 100 de ori, este când Dumnezeu te cheamă, când îți vorbește, să stărui în necredință și să nu vrei să te întorci. În Romani, deschidem la capitolul 11, aici vorbește despre neamuri, despre Israel, cum fiecare la vremea lor au avut căderea lor. 11 cu 23 zice despre evrei și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altuiși că Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Și mai sus e dat exemplul lui Faraon, care a văzut minunile lui Dumnezeu prin Moise odată și s-a împietrit a doua oră și până la 5 ori. Și după aia l-a tot împietrit Dumnezeu. Pentru că a stăruit în a se împotrivi. Vine Moise și a rus, păi dă drumul porului să plece. Nu-i dau drumul. Vedem până mâine. Și de mâine iară nu-i dau drumul. Oamenii care stăruiesc în rău și unii chiar în necredință că sunt chemați de Domnul, Domnul să ne păzească de acestea. Vreau să amintim acum într-o a doua parte câteva principii ale stăruinței. Ne întoarcem la Matei capitolul 7, de unde am pornit, și vreau să înțelegem de aici că stăruința trebuie să fie în domeniul binelui, dar mai mult decât al binelui, în domeniul binelui comun, că ar fi foarte ieftin să ceară cineva pentru el doar să fie lui bine. Un bine comun vrea Dumnezeu să fie aici. Și binele acesta nu-i ce ni se pare nouă că e bine. Amintiți-vă ce spunea Domnul, că binele e unul singur și bunul e unul singur. Binele acesta nu e altceva decât voia lui Dumnezeu. În așa ceva trebuie să fie binele materializat pe care noi îl cerem și îl dorim din partea Domnului. Spune acele versetul 9. Cine este omul acela dintre voi care dacă cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Dar vedeți, dă exemplu de un copil care cere ceva bun. Sau dacă cere un pește, din nou, cere ceva bun. Și nu numai bun, dar și aurul ar fi bun. Cere ceva necesar, pâine, pește, de ce are nevoie copilul să mănânce. Și deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune, deci a cere daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Spune și Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 5, versetul 14, despre a insista și a dori lucruri bune înaintea lui Dumnezeu, 5 cu 14, îndrăzneala pe care o avem la el, să mergem să cerem și ziua și noaptea și una și alta, este că dacă cerem ceva după voia lui și voia lui e binele nostru, ne ascultă, numai să cerem așa ceva. Coloseni 4 cu 12, Epafra, uitați-vă numai la finalul versetului, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Și-am mai putea aminti din Iacov 4 cu 13, cereți și nu căpătați sau cereți cu gând
rău, deci nu se cere ceva bun. Și aia nu primesc ca să risipiți în plăcerile voastre. Deci a cere cu gând bun de la un tată care e bun pentru a folosi înspre bine. Un al doilea principiu, acolo în Matei 7, cop spunea, oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate se deschide. Nu toate trebuie cerute, trebuie văzut modul de primire, de obținere. Noi poate am vrea toate să le cerem. Unile trebuie căutate, la cele care le ceri îți ajunge gura. La alea care le cauți îți trebuie și picioare și la alea care bați îți trebuie și degete să bați. Deci depinde cum se obține acel lucru, pe ce cale. Dacă e vorba să ceri ceva rugăciune, ceri. Dar dacă e vorba să afli ceva din Scriptură, păi Doamne, te rog așa să-mi afișezi aici cum afișează frații cântările, unde scrie versetul cu tare? Dar caută-l! Doamne, mie vreau să-mi vină cu tare în cale și să-mi vină și cu tare ca să fac eu tranzacția aici la fața locului. Dar du-te bate la ușa aia, să vezi aia se deschide, du-te caută la alta, bate la altă ușă, apoi du-te la altă ușă și bate acolo. Deci diferite lucrări au diferite moduri de obținere și de lucrare. Și asta înseamnă să stăruiești în toate formele care cere o lucrare anume, ca să se rezolve o problemă. La o gospodărie sau la lucruri în agricultură, la grădină. Păi a stăruit în a le planta și a obține știu eu ce soiuri speciale. Dacă nu stăruiți acum și să udați, apoi și să faceți alte lucrări, nu se ajunge la un final bun. Însă, orice am face, trebuie să înțelegem că dreptul acesta nu-i pentru toți. Așa spune acolo, dacă cere fiul la tată un pește sau o pâine. La fel, aceste lucruri se obțin de la copiii lui Dumnezeu cerându-l la tatăl lor ceresc. Nu pentru toți, nu toți au dreptul la stăruință, vom vedea noi imediat, asta e harul nostru. Însă, să fie făcut totul și sub orice formă. Pentru aceasta citim din Deuteronom 4:29, unde le spune Dumnezeu la evrei, și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeu tău, îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima ta și cu tot sufletul tău. Deci să faci totul ca să cauți, să obții prin aceste forme de la Tatăl nostru ceresc, care nu uită de noi, ba din potrivă și aduce aminte că suntem din țărână, spune Psalmul 103. Pe de altă parte, dacă nu se cer lucruri bune și dacă nu suntem copiii lui Dumnezeu, pot să stăruiască unii până se epuizează, ca și prorocii lui Baal? Au aiurit toată ziua și și-au făcut tăieturi, dar nu s-a auzit nici glas, nici mișcare. De aceea spune în Ieremia 7:16, poți să-ți angajezi dacă nu te încadrezi în aceste două condiții care le-am amintit și avocat. Poți să-l angajezi pe Moise și pe Samuel. Ieremia s-a angajat singur, săracul. Spune în 7:16, tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni și nu stărui pe lângă mine că nu te ascult. Deci pentru unii stăruința nu merge, Dumnezeu ne cere stăruință, dar asta e în condiții date. Dumnezeu nu acceptă orice fel de stăruință și oricum. Uneori, vă amintesc fără să mai citim, chiar Moise a insistat, Doamne, lasă-mă să trec Iordanul, și a spus Dumnezeu în Deuteronom 3:26, Moise nu mai vorbi despre asta, nu mai vorbi că nu se rezolvă așa. Deci este un har stăruință, nu o forțare a lui Dumnezeu așa arbitrară, că Dumnezeu e așa bun de inimă și dacă noi toți zicem, zicem, până la urmă face. Este un har care l-are pentru copiii săi, amin. Și acum, ce te poate motiva să stăruiești? Când zici la altul, hai lucrează, dă din mâini, nu găsește motivația nici să lucreze, altul nu o găsește să facă școală, altul nu o găsește să stăruiască în lucrurile sfinte, să se roage, nu e motivat, nu înțelege asta. Și m-am amintit trei motivații acei care ne provoacă la stăruință. Deschideți la Isaia 62, prima dintre ele, dragostea. Când iubești pe cineva, așa stărui, în toate stărui. 62:1, de dragostea Sionului, nu voi tăcea, fraților, să stăruim pentru adunare, dacă nu ți-e drag Sionul, undoi te potolești, dar dacă ți-e drag Sionul, păi nu taci, că tu ești motivat interior. De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului, păi nu voi înceta, nu sta de mine să te las. Până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care se aprinde. Deci până la atingerea scopului, zice, de dragoste nu tac. Doamne, dă-ne o dragoste de asta, care nu ne lasă tăcem până nu se atinge obiectivul mântuirii pentru Sion, pentru biserica lui Dumnezeu. Apoi, Iacov capitolul 3, a doua motivație, cred, înțelepciunea. Aici în Iacov 3:17 scrie, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare.
Vom vedea din câteva exemple că omul înțelept, măcar că înțelepciunea e ușor de înduplecat, e ușor de înduplecat la bine, dar în jos să meargă și rău, nu-l îndupleci, ba dimpotrivă, omul înțelept stăruiește în lucrurile bune și nu-l poți îndupleca să se potolească. Am mintit versetul acesta ca să nu credem că înțelepciunea e ușor de înduplecat și o lăsăm așa mai moale. Deschideți la Proverbe 2. Spune aici cum se primește înțelepciunea, frica de Domnul, judecata și căile bune. Da, astea toate pornesc de la înțelepciune, asta e începutul. 2:4. Dacă o vei căuta ca argintul și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei umbla după ea ca după o comoră. Deci caută înțelepciunea și fă ca apoi prin ea toate celelalte lucruri, știi cum să perseverezi. Mai întoarcem la 6:3. Dacă ești înțelept, că până aici tot înțelepciune s-a vorbit, ce fă lucrul acesta, dezleagă-te, nu te băga chezaș și dacă se poate nu fi dator. Fă lucrul acesta, fiule, dezleagă-te, că și-ai căzut în mâna apropiile tău, de aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu te lăsa, nu da somn ochilor tăi, ațipire propriilor tale, până când nu scapi. Omul înțelept își face așa judecata și insistă pe lângă omul respectiv, potrivit înțelepciunii, ca lucrurile să se rezolve. După cum spune și Domnul Matei 5, dacă ai o problemă cu unul, auzi, fii atât de cuminte, du-te și insistă de el, pune-o cum știi mai bine, dar să n-ajungi la judecată. Înțelepciunea te face să știi unde să acționezi, cu cine să vorbești și să nu-ți fie greu să te pleci. Că numai înțelepciunea firească e arogantă, dar înțelepciunea de sus e ușor de înduplecat și nu se lasă până când obține acele roduri bune care le obținem prin stăruință. Și apoi, în al treilea rând, 1 Petru capitolul 3, râvna. Este o suprapunere uneori între râvnă și stăruință, însă râvna cred că este elementul de interior, de substanță, pe când stăruința este materializarea râvnei. 1 Petru 3:13. Și cine vă va face rău dacă sunteți plin de râvnă pentru bine? Cum a reușit Dumnezeu și cum va reuși până în final să susțină lumea aceasta de 6.000 de ani? Să reziste, să nu vină răul și să lucreze la realizarea binelui. Spune în Isaia 9:7, zice, iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Are Dumnezeu o râvnă, o perseverență stabilă pentru bine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dă-ne dragoste, înțelepciune și o râvnă pentru lucrurile bune ca să putem stărui. Nemia capitolul 9:29. I-a rugat fierbinte. Au zis și Dumnezeu uneori stărui de noi. Și i-a rugat fierbinte să se întoarcă la legea ta. Dar ei au stăruit în îngânfarea lor. Se pare că mândria ține pe oameni în stăruința rea, n-au ascultat de poruncile tale, au păcătuit împotriva rândurilor tale, care fac viu pe cel ce le împlinește, ți-au întors spatele cu îndărădnicie și au înțepenit grumazul și n-au ascultat. Așa spune și în Deuteronom 17, că din mândrie omul nu cedează și nu se pleacă. Și lângă mândrie, numai nebunia nu te poate lăsa să te îndrepți. Cum spune în cartea Proverbi de nebun, că pe nebun nu-l poți lămuri. Măi, dar lasă-te de asta. El are universul lui, lumea lui și teoria lui. Sper că în nebunie n-a dat nimeni să stăruie în rău încă. Dacă stăruie cineva rău, o face asta din îngânfare, din încăpățânarea lui, care îl va duce la pierzare. Cum să stăruim forma de stăruință? Luca 18, cuvintele Domnului Iisus. Că poate vrem să stăruim, dar nu știm cum. Am învățat în ce să stăruim, dar să vedem cum. 18:7. Și Dumnezeu nu face dreptate leșilor lui care strigă zi și noapte. Iată cum se stăruie. Lucrând, rugându-ne, insistând pentru o lucrare și ziua și noaptea, adică într-una, adică în permanență. După cum spune în 1 Timotei 5 despre văduvele acelea care stăruiesc în lucrurile sfinte, ce înseamnă de fapt stăruința, 5:5, cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește. Cum să stăruiește? Zi și noapte. Asta înseamnă să stăruiești pentru un lucru. Când vrea cineva sau când are pe inimă să inventeze ceva, păi fi sigur că toată ziua, ori de câte ori se poate gândi ca numai să nu intre cu mașina în șanț și să nu-și taie degetele cu cuțitul, numai la aia se gândește. Și noaptea numai la aia visează. Dacă se scoală, cum să facă invenția aia sau cum să facă lucrarea aia? Deci când stărui într-un lucru, asta nu înseamnă să-l faci așa din când în când, așa câte un pic dimineața și câte un pic seara. Zi și noapte, asta înseamnă să stărui, să insiști permanent. 2 Petru 1:5. De aceea dați-vă și voi toate silinții. Eu cred că asta e stăruință. Să-ți dai toate silințele. Versul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea, că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Dacă stărui în pocăință, n-alunici. Dar dacă nu stărui, este mai riscant.
A stărui înseamnă a insista zi și noapte și totodată a persevera în viață, în trăire, indiferent de circunstanțe din jur. Să-ți dai toate silințele, să faci tot ce poți, să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin. Amintim câteva exemple negative. Judecător 16. Este un exemplu nu pentru partea surorilor, că Dalila n-a fost soră, pentru partea feminină. Versetul 16. Știți toată procedura Dalilei? Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi. Nu știu dacă filistenii aveau vreo zi de odihnă, dar asta săraca nu a avut zi de odihnă, că stăruia întreaba asta. În fiecare zi, cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut. Eu nu știu cât de mare a fost sufletul lui Samson, dar oricum avea o capacitate, dar el l-a umplut de stăruințe. Așa l-a manevrat ca pe o jucărie. I-a umplut sufletul de stăruințele ei. La rău, să nu faceți așa ceva. Asta a fost nepocăită. Dar luați modelul pe invers. Stăruiți de soțul vostru și dacă e mai tare ca Samson în ideea lui, până face un lucru bun. Năcăjiți-l în toată zi cu lucrurile sfinte, până face ceva bun. Amin. Alt exemplu, Solomon, Eclesiastul 2. E tare curios Solomon aici. 2:3. Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin. Hotărât să bea. În timp ce inima îmi va cârmui cu înțelepciune. Nu știu cum le-a împăcat astea două. Stomacul cu vin și inima cu înțelepciune. Asta e cam greu de împletit. Și să stărui astfel în nebunie. Ne lămurește el despre ce e vorba. Când umpli stomacul cu vin, inima crescă cu înțelepciune și mintea stăruie nebunie. Ce să stărui nebunie până voi vedea ce e bine să fac oamenii sub cer în timpul vieții lor. Eu nu știu ce trăznăi a făcut Solomon când zice că o stăruit în nebunie. Da, așa fac un om. Și nu mai vezi că e pornit și că așa face și nu mai ține cont de nimeni. Și îți dai seama că au apucat să stere în nebunie un pic, să vadă cum îi. Dar exemplul ăsta lui Solomon nu-i de urmat. Să stărui în nebunie. Să vezi ce-o ieși. Și să vezi ce-o fi bine, ce-o fi rău. Să o probești pe una și pe alta. Nu gusta din pomul vieții. Să vezi ce e bun, ce e rău. Stărui în bine. Domnul să ne ajute. Doi împărați, capitolul 2. Avem aici fiii prorocilor. Nu știu la ăștia cum să le zic. Ei au spus la Elisei că Domnul răpește pe Ilie. Și acum spune versetul 7 și au stăruit multe vreme și a zis, trimiteți-i. Au stăruit de el neapărat să-l trimită să se lase să meargă să-l caute pe Ilie. Nu? Tu ce vezi dacă voi vreți. Pe ce bază a fost stăruința asta? Că nu a venit din Duhul Domnului, măcar că erau proroci. A fost o stăruință a curiozității lor, a naivității lor. Nu știu, că nu scrie. Dar o stăruință așa, fără rost. Ei nu au rămas încredințați la ce au primit. Și se vadă ce-o fi și unde fi acolo. 2 Samuel 24, împăratul David. Aici, într-o situație greșită, îl întâlnim. I-a venit lui să facă numărătoarea. Ideea de la satana, spune versetul 1. Noi citim versetul 2. Și împăratul a zis lui Ioab, căpetenia oștirii, care se afla lângă el, străbate toate seminții lui Israel, de la Dan până la Berșeva, să facă numărătoarea poporului și să știu la cât se ridică numărul lor. În versetul 3, Ioab zice, da, încearcă să găsească niște motivații să nu facă numărătoarea, că știa el că nu iese bine. Dar versetul 4, și împăratul a stăruit până i-a silit să o facă. Uneori ne vine nouă idee rea, așa ca la David. Fac tare lucru. Și ce-i mereu când îi pui și pe alții de cumva ai autoritatea asupra lor, în familie sau în biserică sau la servici. Și îi pui neapărat să zicem că cineva e la servici. Și le se pare lor că dacă sap aici găsesc nu știu ce lucru sau dacă fac din piesa asta ceva, trebuie să iasă ceva. Și spun muncitorii, dar tot mai știu, dar nu iese. Măi, faceți că trebuie să iasă. Și trebuie să facă, că și aștept ca împăratul, n-au avea ce face. Dar în final tot ai și prost, ai la stăruit neapărat că trebuie făcut. Și uneori au oamenii câte o idee din asta, să nu zic altfel. Neapărat să stăruiască într-o lucrare. Și s-a ales cu pedeapsă pentru toată națiunea situația aceasta a lui David. Mai sunt și alte cazuri când a stăruit Absalom de David să trimit să meargă la ospățul care l-a pregătit la tunsul oilor. Și a zis, David, nu mă duc. Și a stăruit Absalom de el și nu s-a dus. Aci e un lucru bun. Dar după aia a stăruit să lase pe ceilalți copii să plece. Și acolo David s-a înduplecat, că de nu lăsa, nu murea Amnon. Măcar că el a murit de la legătura cu Batseba. Da, în dreptul lui n-a cedat, dar în dreptul copiilor a cedat până la urmă. Și vine uneori cineva spune, auzi, hai, lasă copiii să meargă undeva. Hai și tu. Păi eu nu mă duc, eu n-am fost pe la de astea de când îs. Dar lasă copiii. Nu-i las, că dacă nu i-am lăsat. Și până la urmă îi lași. Și îl omoară pe careva. Pilat a vrut să-i dea drumul la Domnul Iisus. Dar nu l-au lăsat în pace ăștia. Ori vine dimineață la sala de judecat, măcar că s-au pus pe scaun să fie mai impunător, că e judecător, spune în Luca 23:5 că au stăruit de el, 23:5 Luca, neapărat să răstignească. După cum și mai târziu în Cartea Faptele Apostolilor, tot iudeii stăruiau de dregător neapărat să-l aducă pe Pavel jos ca să-l rupă ei în bucăți. Neapărat stăruiau. Trecem la exemple pozitive. Geneze 32, patriarhul Iacov.
este rugăciune înaintea Domnului și spune așa la versetul 24, că a rămas singur. Și nu știu care din noi de s-ar face un anunț, cine vrea să mai rămână la rugăciune și ar rămâne unul singur în adunare, nu știu de mai rămâne. De asta au vrut neapărat ceva. Și a rămas singur, e adevărat, și a plasat femeile și copii. S-a luptat cu un om până revărsatul zorilor, văzând că nu-l poate biri, omul acela l-a lovit. Și el a zis, lasă-mă să plec. Eu nu știu cum m-aș comporta, ca să nu zic de dumneavoastră, la o rugăciune să am într-o vedenie un înger și îngerul ăsta să mă pleznească că tot mă rog. Ba încă să-i spui, nu te las. Spus, nu te las până nu mă binecuvintezi. El s-a rugat seara, dar stăruința și binecuvântarea s-a finalizat și respectiv a venit dimineața. Doamne, ajută-ne la aceasta. În 2 Împărați, capitolul 5, vă rog acum să deschideți. Avem aici pe omul lui Dumnezeu Elisei, omul care știa când să se plece la o stăruință și când nu. 5:16, Naaman a stăruit de el să primească și a insistat. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Am spus că și Dumnezeu are limitele lui când cedează la stăruință și noi trebuie să înțelegem la fel că uneori și diavolul poate împrumuta ideea asta a stăruinței și stărui de tine până te dai după el. Și a stăruit Naaman, dar Elisei spune n-a vrut. Dar uite că Naaman, măcar că a văzut că nu-i merge ideea cu stăruința cu evreii, spune și mai departe în versetul 23, că n-a renunțat la ideea să se stărui. O stărui de Ghehazi acum. Naaman a zis, fă-mi plăcerea și ia 2 talanți, a stărui de el și să ia și Ghehazi. N-a învățat lecția de la Elisei. Dacă o stăruit, le-a luat. Dar să nu credeți dumneavoastră, întoarceți o pagină în urmă, o foaie în urmă, că Elisei ăsta era așa încăpățânat și el știe una a lui și cu asta basta. Nu vrea. Uite, în 4:8 a trecut prin Sunem și o femeie bogată a stăruit să primească să mănânce. Se pare că nu dintr-o dată a primit. Poate a cerut un gând din partea Domnului să intre eu în casa să se mănânc sau nu indicat pentru mine ca un om al lui Dumnezeu. Dar la stăruința ei a intrat. Deci știa pe cine să accepte la stăruință și pe cine să refuze la stăruință. Rut, tânăra aceasta care s-a evidențiat prin viața ei, îi spune Naomi, du-te acasă. Și spune aceea, nu sta de mine să te las, că nu te las. Și bine a făcut că a stăruit într-o lucrare bună, ca să ajungă în poporul lui Dumnezeu. Nu s-a lăsat. Și nu știu de ce uneori încercăm o idee și o abandonăm imediat. Când știi că e un lucru bun și ai primit de la Dumnezeu încredințarea, nu te lăsa, fie că e vorba de a cere ceva Dumnezeu, fie ceva în legătură cu oamenii, stăruiești. Și apoi, din Noul Testament, amintim de stăruințele bisericii sau de stăruința ucenicilor către Domnul în Matei 15:23, când o femeie feniciană striga după Domnul să-i vindece fetița. Și Domnul, din motive întemeiate, le explică el acolo, nu răspunde acestei rugăciuni. Și ucenicii au stăruit de el, dar hai, uite, strigă după noi. Și au învățat ucenicii lecția cu stăruință, să stăruie și ei de Domnul, ca Domnul să facă. Și Domnul, într-adevăr, la stăruința ucenicilor s-a oprit și a rezolvat problema acelei fetițe. Evident, ținând cont și de credința femeii. Dar și stăruința a jucat rolul acolo. Deschideți la Isaia 32:8. Două concluzii vreau să tragem în final, 32:8. Dar cel ales la suflet, și eu trag nădejde că noi suntem din cei aleși și alții alături de noi, face planuri alese. Deci cei aleși nu fac orice plan. Omul ales face planuri alese. Și dacă le-am ales acum, ele s-a noastre că le-am ales și suntem aleși, nu? Și stăruie în planurile lui alese. Frumos gând are prorocul pentru noi. Dacă ești ales, dacă ești un om al lui Dumnezeu, distinct ca și copil sfânt al Domnului, fă planuri alese. Gândește idei și lucruri bune, rugăciuni înțelepte. Fă-le alese, alegeți-le, nu în orice. Că nu-i vremea pentru orice, nu-i viața făcută pentru orice, pentru lucruri alese. Și stăruiește în ele, căci așa se obțin. Și stăruie în planurile lui alese. Descrit la Psalmul 34, care credeți dumneavoastră că vor fi cele mai alese planuri pe lumea asta? Treceți așa, repede, în revistă toată istoria. Ce plan o fi fost mai ales pe lumea asta? Ce ar fi mai bun? Și pui de leu, dub lipsă și de foame. Ăștia, șefii de la animale, bănuiesc că ele, la nivelul lor de animale, își fac și ele planuri, cum să atace și cum să facă. Ei șefii acolo prin junglă. Și că duc lipsă. Dar cei ce caută, că noi de a căuta am vorbit, pe Domnul, nu duc lipsă de niciun, nu duc lipsă de niciun bine. Cele mai alese planuri sunt ce spunea Domnul Iisus. Ce să căutăm? Că Domnul a spus în Matei 6:33, căutați împărăția și neprihănirea lui și mai jos spune, căutați, nu vă lăsați. Dar le-a spus mai întâi ce să caute. Că dacă ne apucăm noi să căutăm pe fundul oceanilor, până să răsturna corăbii, nu mai terminăm treaba și ne scufundăm. Să căutăm
pe Domnul mântuirea lucrurile alese în părăția și să stăruim în a le căuta. Asta în mod individual și colectiv. Spune Pavel Timotei 1 Timotei 4 cu 16. Citește, învață, aleargă, fă tot ce ține tine. Și stăruiești în aceste lucruri. Dacă faci așa, te mântuiești pe tine și pe cei ce te ascultă, care sunt în jurul tău, dar stăruiești în aceste planuri alese. Dar parcă stăruința asta pare puțin obositoare. Pare uneori așa ca o stare de forță majoră, de urgență. Stăruința aceasta vrea Dumnezeu să fie modul nostru de viață. Asta ne ține în alergare. Asta ne ține în voioșie, asta ne ține tot timpul plin de bucurie. Că dacă o lași monoton, ți se stinge flacăra. N-ajungi la timp la țintă. Spune în Evrei 12 cu 1, și noi, de-a fiindcă suntem înconjurați cu nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu... Deci rețineți cumva ideea asta, nu-i vorba numai așa de pas alergător. Și alergarea să fie cu stăruință. Deci nu numai fugă, nu orice fel de fugă. Fugă, fugă. Parcă ar fi așa la o întrecere atletică. Asta e viața. Și când ne uităm la copii, câtă energie au, când le spui stai aici și stă în 7 locuri deodată, ne gândim poate asta pentru copii, o fi ceva până se mai temperează omul. Ca să nu cumva să delicească cu lucruri rele. Eu m-am mintit de alea bătrâne din 1 Timotei 5 cu 5 care... s-au specializat în stăruință. Și Elisei, care știa când se stăruie și când nu se stăruie, și când a zis Ilie, lasă-mă în pace, a spus, crezi tu? Eu de o stăruie de tine până acolo voi fi când te înalță Dumnezeu. Și la bătrânețe, când vine împăratul Ioas, zice, hai trage săgeți. Eu nu știu ce împărat așa obosit. Și că o tras câteva. Și zice, Elisei, dar trage-mă. Dar cum bolnav și bătrân, tot așa ars pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Până când va fi răpirea, atunci să ne înălțăm prin Duhul Domnului ca un arc, că am fost tot timpul gata în a stărui în aceste lucruri. Sau dacă va fi chiar să decedăm. Am trecut pe la un frate care avea spre 90 de ani și măcar că era bolnav și pe pat, avea așa un stil energic și l-am întrebat, ce faci? Ce mor. Dar zic, cum te simți așa, starea de credință, care ți este? Și la revedere în împărăția lui Dumnezeu și dintr-o dată a ridicat mâine și a spus, Osana, aleluia! Și m-am bucurat de bătrânel că este gata așa cum să ne spună la revedere și să spună un Osana pentru numele Domnului care vine. Și o aleluia ca să fie lăudat și înălțat numele Domnului. Să ne ajute Dumnezeu să stăruim în toate aceste lucruri bune și în altele care Domnul vi le pune pe inimă. Iar rău, de cum v-al faceți numai din greșeală, nu mai stăruiți în el. Nu de 100 de ori, nici de 2 ori nu indicați să stăruim. Să luăm exemplele bune, oameni care au stăruit și au știut ce principii și ce înțelege și ce formă are stăruința. Să facem planuri alese și să stăruim în ele, că aceasta e viața de credință. Așa ne învăța Domnul Iisus, în numele Lui să fie binecuvântat și viața noastră deopotrivă. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.